Relaxăm capul, gâtul, coloana vertebrală, brațele, pieptul, spatele, abdomenul, bazinul, picioarele, până în vârful degetelor de la picioare. Rugăm mintea să se liniștească, mintea să coboare în inimă și inima să urce în minte. Rugăm entitățile noastre veghetoare să ne susțină, să fie alături de noi. Vizualizăm cum se deschide calea de lumină spre vârful Gugu. Plutim din locul în care ne aflăm. Traversăm orașe, râuri, câmpii, dealuri. Și ajungem acolo sus, pe vârf. Cerul este senin. Este soare. Cer deschiderea planurilor acum. Rog veghetorii acestui spațiu să permită accesul la informația necesară și utilă structurii noastre. Mulțumesc veghetorilor acestui spațiu pentru susținerea lor. O coloană de lumină țâșnește din interiorul muntelui. În acest moment se activează potențialul nostru interior. Din piepturile noastre, potențialul se activează,
pornind de la dimensiuni mici a unei mărgele, ajunge din ce în ce mai mult să se extindă lumina potențialului nostru, pătrunde în fiecare celulă noastră. Suntem ființe de lumină. Mi se spune, străbunii sunt aici cu voi. Cerurile s-au deschis spre întâmpinarea voastră. Ființe dragi venite din spații albastre. A cerului senin. A coborât în astă lume. Spre a împlini cuvântul pe care voi vi l-ați dat. V-ați hărăzit această soartă. De a fi lumină. Oriunde ați fi. Astăzi vă recunoaștem pe voi, fii și fiice, ca ființe coborâte din înalt. Și observ că ni se pun coroane pe cap, niște coronițe, le văd ca și cum ar fi bat din flori, mi este greu să stabilizez imaginea. Mai curând tind să cred că sunt din flori, nu metalice. Această viață vă este pusă la încercare. De aceea am venit în întâmpinare. Am ales acest moment, această clipă. Să vă întăriți în puterea voastră. În acest moment, cum suntem așezați în cerc pe vârf, percep efectiv ca niște fulgi, ca niște steluțe de lumină. Dar coboară atât de lin precum fulgii când ninge. Fulgii aia mari, așa. E, așa percep scântei de lumină
steluțe de lumină care coboară pe corpul nostru și sunt absorbite de corp. Și odată ce intră în corp, sunt asimilate de structura noastră. Nu pot să mă stăpânesc că fac o remarcă, sunt exact ca vitaminele venite din univers. Asta este gândul meu. Și percep confirmarea din partea lor, pot să le zic și așa. Plaiurile astea au văzut mulți feți cu stea în frunte. Feți include și noțiunea de fete și de noțiunea de feminin. Dar se folosește masculinul în exprimare. Percep activarea celui de-al treilea ochi. Observ acum cum stăm într-un fel cu brațele întinse lateral și cum coboară fascicole de lumină asupra ființei noastre, efectiv ca o pânză de lumină, așa văd irizațiile razelor. Strălucitoare este această lumină aurie. Vedeți că în momentul ăsta crește vibrația. Coboară acest fascicol de lumină până în interiorul pământului. Dar în același timp noi primim pe un șuvoi de lumină, exact cum s-a la începutul meditației, cum am văzut că vine din interiorul muntelui un fascicol de lumină. Deci acum cele două fascicole, unul din cer, altul din pământ, sunt asimilate de corpul nostru. Ființa noastră este scăldată. De aceste energii.
Percep o energie albastră, un bleu deschis. Dar este un albastru care bate în turcoaz, un bleu combinat între siel și turcoaz. Percep la nivelul creierului cum se acționează, se refac celulele. Se lucrează la nivelul corpului mental, mi se spune. Iar prin al treilea ochi este un fascicol de lumină care iese exact ca și cum ar fi o lanternă, lumina unui far. Un fascicol violet coboară acum și se oprește, văd, în dreptul inimii, chakra inimii. Observ că suntem înălțați de la nivelul solului și stăm cu mâinile încrucișate, exact cum stau faraonii, cum vedem poziția lor, cu vârful degetelor pe umeri, dar încrucișate pe piept. Da? Întinzând palmele, ajung până la nivelul umerilor și ne înălțăm în această poziție. Sunt fascicole de lumină care trec prin corpul nostru în acest timp. În măsură ce ne înălțăm spre sursă, spre soare, vibrația noastră crește. Se desfac brațele și sunt așezate ca și cum ar fi în sus. În unghi de 90 de grade din cot, da, din cot se întind palmele spre cer. Eu percep și ca o mișcare de rotație, ca și cum ne înălțăm rotindu-ne. Acum văd că ne-am oprit într-un plan unde este lumină pură, pur și simplu, e doar lumină.
Lumină albă. Observ că atragem spre noi exact cum și ca și cum suntem un magnet raze de lumină care sunt purtătoare de informații, de vibrații, de energie. Și observ cum este întărită structura noastră, deși eu percep prezența noastră ca fiind așa foarte diafană, translucidă, semi-transparentă, așa, nu prea are aceeași densitate cum o avem în corpul fizic. E, în acest plan, percep cum, atrăgând această energie și informație, corpul nostru devine mai bine conturat, devine mult mai clar, mai puternic. Observ că acest proces s-a încheiat. Observ că coborâm pe vârf din acel plan ușor, ne așezăm din nou pe munte. Mențineți echilibru ființei voastre. Și când am spus acest lucru, percep că ne dăruiesc o floare. Și în acest moment, din spatele acestor inițiații, aceștia în fața noastră se dau stânga-dreapta, fac loc entității zalmoxiene. Dar percep ca un spirit uriaș și imens. V-a fost dat să ne cunoaștem, să fim aici și acum. Cu toții împreună.
Părintele s-a deschis pentru voi și Universul este interesant că dacă privesc în jos spre pământ, observ văd pe fascicolul acesta de lumină, parcă văd proiectat Universul în interiorul pământului, ca și cum văd stele, galaxii. Ce este sus, este și jos. Precum în cer și pe pământ. Aceasta este dimensiunea voastră. A celor ce știți să fiți. Percep un mesaj de la Zalmorse care oarecum îngrijorează. E ca un avertisment. Pregătiți-vă să coborâți din munte, căci vântul începe să bată. În acest moment se deschide calea de lumină. Mulțumim entităților veghetoare, mulțumim tuturor acestor înțelepți, precum și lui Zalmoxe. Grăbiți-vă că începe să bată vântul. Și percep inclusiv pe munte că se închide fascicolul de lumină și într-adevăr percep ca și cum tinde să înceapă o furtună. Este momentul să revenim în acest timp și spațiu conștienți de prezența noastră din acest plan. Acum ne încentrăm perfect toate corpurile pe corpul fizic. Percepem prezența noastră aici.